O jucătoare de șah din Iran care a fugit în Spania pentru a scăpa de autoritățile de la Teheran a fost primită de premierul spaniol. Iranianca a fost avertizată de clericii de la Teheran să nu mai calce în Iran după ce a participat la un turneu în Kazakhstan, unde nu a purtat vălul musulman. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, s-a întâlnit cu sportiva și chiar au jucat împreună o partidă amicală de șah. Tânăra a spus că atunci când poartă văl nu se simte ea însăși și de aceea a vrut să pună capăt acestei situații și a decis să rămână în Spania. Liderul guvernului de la Madrid s-a declarat inspirat de curajul iraniencei în vârstă de 22 de ani. Iranul este marcat de un val de proteste încă din septembrie anul trecut după moartea unei tinere care nu a purtat vălul musulman în custodia poliției iraniene.